Uniți de aceleași sentimente de patriotism și de aceeași activitate în sprijinul vârstnicilor, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor din Reghin și din localitatea Vasluiană Bârlad au sărbătorit împreună Ziua Imnului Național. Organizația moldovenească a susținut la Casa de Cultură Eugen Nicoară un spectacol cultural-artistic. Din delegație au făcut parte membrii CARP, elevi, artiști și oficialități locale. Oaspeții au fost întâmpinați de primarul Maria Precup, președintele CARP Reghin, dar și personalități ale județului Mureș. Emoționant și recunosc, este cea mai minunată zi în care sărbătorim imnul României în Reghin. Și acest lucru este posibil că acești oameni minunați au venit să ne spună ce patrioți sunt cei de peste munți și nu numai noi. Deci trăim împreună, gândim la fel și suntem adevărați frați într-un interesul național. Trebuie să fim puternici și să fim uniți ca să putem apăra granițele României. Și acești oameni minunați ne-au demonstrat acest lucru, că nu ne vor părăsi niciodată. Ne-am bucurat de sprijinul prietenilor noștri de la Bârlad, am muncit cu toții și credința noastră că va ieși un lucru frumos care să țină de ființa noastră națională, de sărbătoarea care am avut astăzi a imnului și a face ceva pentru a readuce coeziunea în rândurile românilor noștri. Oaspeții din Vaslui au adus cu ei sentimente de patriotism și iubire de neam. Au intitulat spectacolul Icoana țării, noi o purtăm în suflet, sub genericul Împreună suntem mai puternici, mânați și de dorința de a se realiza o înfrățire între localitățile Reghin și Bârlad. Am beneficiat de sprijinul colegilor de la Reghin, așa, care ne demonstrează prin tot ceea ce au făcut că avem convingeri comune, avem elemente importante de patriotism comun, așa, și chiar s-a sugerat în cadrul întâlnirii ideea de a întări parteneriate din acestea comune între municipii și orașe, pornind de la Bârlad, continuând cu Reghin, și acestea împreună sau separat să realizeze parteneriate cu orașele din România, astfel încât să reușim ca patriotismul să crească. Sunt deosebit de încântat să fiu prezent la un astfel de eveniment. Mulțumesc organizatorilor pentru că m-au invitat, am avut prilejul să văd un spectacol impresionant în această sală Eugen Nicoară din Reghin, în această casă de cultură Eugen Nicoară din Reghin. Nu se putea ca Ziua Imnului Național, 29 iulie, să fie sărbătorită mai frumos decât a fost sărbătorită în această seară. Astăzi, când Imnul Național spune clar, deșteaptă-te române, trebuie să învățăm. Și faptul că am trăit aceste momente cu acești oameni de la Bârlad, care ne-au dat o lecție de istorie de suflet, să... chiar o lecție patriotică. Nu am cuvinte să-mi exprim ceea ce au exprimat ei prin cântec și mesajul lor sincer din suflet pentru noi, pentru ardeleni. Spectacolul oferit de bârlădeni a cuprins momente poetice, dansuri și cântece populare, dar și gazdele au oferit surprize. E o zi minunată în care, într-adevăr, am eu oaspeți minunați alături de noi. Am să le interpretez câteva dintre melodiile mele. Aș fi vrut să cânt mai mult, dar atât se poate și oricum este momentul lor mai mult decât momentul nostru. Mă simt foarte bine alături de ei, am emoții foarte mari, ce-i drept, dar eu sper că va fi frumos. Din multe jertfe din trecutul și de eroi și de martiri și spline Dunărea și Prutul de sânge, lacrimi și jeliri. Prezentul însă, din păcate, corupt e și ticăloșit. Bunic, părinte drag sau frate, parcă zadarnic au murit. Yeah.
chiar asta am dorit să transmitem, ceea ce dumneavoastră, domniță frumoasă, ați și sesizat. Sentimentele de armonie, de omenie, de dragoste față de pământul ăsta în care trăim noi românii, alături și de alte etnii și de alte comunități, pe care niciodată nu le-am dat deoparte, cum unii au încercat de-a lungul istoriei să o facă cu noi. Cele două organizații CARP, din Reghin și Bârlad, țin legătura din anul 2012, iar planul conducerilor este ca la anul reghinenii să susțină un asemenea spectacol în municipiul Vasluian pentru întărirea relațiilor dintre localități.